ce ne așteaptă în anul acesta. Nu știu ce rezoluții v-ați propus, însă știm provocarea cu care vrem să începem anul acesta. Idolii zilelor noastre, Panteon. O simplă familiaritate cu Biblia ne arată că e o temă care despică apele. Cunoașterea adevăratului Dumnezeu de falsi Dumnezei. Din start, ideea te invită la un exercițiu de discernământ, de cernere, de asumare a unor responsabilități. Atunci când te apropii de o temă ca aceasta, vrei, nu vrei, începutul acestei serii te încearcă cu un sentiment de curiozitate și nedumerire, confuzie și perplexitate, detașare și nelămurire. Interes și indignare. Uitându-ne în vechime la oamenii care au trăit în Vechiul Testament, nu poți să nu te întrebi cum se puteau închina în fața unui vițel, în fața unei bucăți de lemn sau să-și treacă, Doamne ferește, copiii prin foc înaintea vreunei zeități dar poate că exemplul următor ne arată că diferențele nu îs chiar atât de mari cum am crezut noi. Se Sesizez un pericol letal în punctul acesta. Cu câtă milă și detașare putem privi la regii din monarhia Vechiului Testament, inclusiv la Ahaz despre care se spune că și-a trecut fiul prin foc înaintea lui Moloch, uitând cât de asemănător putem fi în anumite momente. Josh McDowell relatează la un moment dat următoarea experiență pe care o trăiește cu o doamnă, soția unui vicepreședinte a unei mari companii de construcții din Statele Unite, care murise de curând. Cu lacrimi în ochi, soția i-a mărturisit după moartea soțului următoarele. Citez: Trebuie să vă mărturisesc ceva, a spus ea ezitând. Soțul meu tocmai a murit câștiga un milion de dolari pe an. Călătoria în toată lumea construind tot felul de clădiri. Însă nu și-a făcut niciodată timp pentru copiii săi. Nici chiar atunci când era acasă. Toți copiii s-au întors împotriva lui. Și când au devenit mari, nu au vrut să mai audă de el. Pe patul de moarte mi-a mărturisit că moare ca cel mai trist om din această lume am câștigat prestigiul, dar mi-am pierdut familia. Despre ce vorbim? Poftim, suntem absolut oripilați când auzim de închinarea înaintea lui Moloch, avem impresia că era vai de capul lor săracii. Dar atunci când sacrifici familia, copiii, pe altarul prestigiului, lucrul ăsta cum ar putea fi numit? Observați gravitatea în cazul nostru, îi că nici măcar nu avem habar că ar fi vorba de idolatrie sau că am putea avea o problemă. Observați dificultatea în a ne apropia de idolii inimii noastre. Pe scurt, nici unul dintre noi nu este imun în fața idolatriei. Cazul de mai sus e un foarte bun exemplu cu privire la translatarea acestui subiect în vremurile și provocările pe care noi le avem de gestionat. Așadar, ce este idolatria? În primul rând, idolatria pornește de la infidelitate. Trădarea iubirii sau realității supreme. Imaginea șocantă folosită de profeții Vechiului Testament cu privire la poporul lui Dumnezeu Israel îi că se comportă ca o soție necredincioasă. Încearcă să-ți imaginezi. Forța devastatoare a idolatriei este că te invită să îți imaginezi cum te-ai simți să știi, să vezi că soția ta flirtează cu alții sau că te înșală cu alții. Această imaginea șocantă care pătrunde în inimile noastre când vrem să desfacem un subiect ca acesta. Dintr-o dată ne infuzează un cocktail de senzații durerea atroce a soțului care iubește. Exclusivitatea relației maritale și implicit de credință. Dezonoarea trădării și umilința publică la care ești expus. Plus implicația năucitoare că dacă Dumnezeu n-ar fi o persoană, n-am putea vorbi nici de trădare, nici de loialitate. Cuvintele astea n-ar avea niciun sens în relație cu Dumnezeu. Este singurul păcat a cărui gravitate vine cumva de jos în sus, adică își extrage forța, nu din acceptarea credinței în unicul Dumnezeu, ci din neacceptarea infidelității în relațiile interumane. De acolo își trage forța, vibrația prin care Dumnezeu ne poate vorbi nouă, cum te simți, cum te-ai simți într-o astfel de situație. În Noul Testament găsim o imagine similară în Iacov, capitolul 4, cu versetul 4. Cei care sunteți familiarizați, probabil știți că fratele Domnului, apostolul Iacov, vorbește, se adresează bisericii și această carte efectiv e scăldată în formule de afecțiune. Mereu și mereu se repetă, frații mei, preubiții mei frați. Dintr-o dată, în capitolul 4, cu versetul 4, apare adresarea Moihalides, care se traduce literalmente curvelor. Și această imagine te blochează, te face să încremenești. Realizez că autorul nu se joacă cu cuvintele, nu folosește așa o simplă figură retorică ca să ne impresioneze. Prin faptul că apelează la feminin, prin faptul că apelează la plural, ne arată dimensiunea personală și comunitară pericolul real despre care se vorbește inclusiv în Noul Testament. Și lucrul acesta ne arată din, potri... din uh, uh, această perspectivă gravitatea, diagnosticul și remediul. În inimă trebuie să căutăm și de acolo trebuie să ne găsim vindecarea înaintea lui Dumnezeu. În al doilea rând este vorba de eroare. A atribui valori absolute unor lucruri îndoielnice. Asta e idolatria. E o greșeală. O eroare cu care ne trezim la un moment dat. Munca îi lăsată de Dumnezeu, să nu-ți găsești bucuria în ceva, înseamnă să fii nefericit în această viață. Dar să nu te poți opri nici atunci când ești acasă cu copiii. Cred că lucrul ăsta trădează cât de drogați putem deveni în anumite momente. Când mă gândesc la felul în care s-a instalat idolatria în vechime, în poporul lui Dumnezeu, în țara Canaan, îmi imaginez că lucrurile s-au întâmplat așa. Nu cred că s-au trezit dintr-o dată dimineața și au zis... Știi ce? M-am plictisit de Jehova, vreau să încerc altceva. O să cred în Baal începând de astăzi. Eu cred că mai degrabă lucrurile au pornit în felul următor. Baal era uh, zeitatea suverană a fertilității din țara Cananului. În locuri aride, în care luni întregi nu plouă în această țară, îmi imaginez că oamenii ăștia au zis, hei, poate că nu-i rău să dublăm eforturile, să cauți un sprijin și în altă parte. Poate că Dumnezeu nu s-ar bucura. Nu l-ar deranja atât de mult lucrul acesta. Cam ce credeți că se întâmplă în generația următoare, în care copiii se nasc cu astfel de mentalitate? Apare confuzia, eroarea, nu mai știu în ce să creadă, la cine să apeleze. Exemplul omului de afaceri este unul șocant, pentru că ne arată că poți să fii respectat în societate, îmbrăcat bine invidiat pentru prestigiu și cu toate astea să fii un idolatru. În al treilea rând, idolatria înseamnă și amăgire. Pierderea capacității de a raționa corect. Idolatria e ca o vrajă, îți alterează capacitatea de a citi corect realitatea, împrejurimile. Este asemenea aerului pe care îl respiri, peisajului pe care îl admiri, îți intră în sânge, devine parte din sistemul cu care operezi. Întreabă un pește cum e apa. Întreabă un rus cât de pericol, cât de mare e pericolul naționalismului. Observați dificultatea când faci parte dintr-un anumit mediu. E foarte greu să discerni, să deosebești lucrurile. Înotăm în aceea supă și tot ceea ce ni se întâmplă, ni se pare absolut normal. În Vechiul Testament există un text în Isaia, capitolul 44, de la versetul 15, care merită adus în atenția noastră. Uitați care-i șocul pe care ni-l pune în față prorocul Isaia. Copacii aceștia slujesc omului pentru ars. El îi ia și se încălzește cu ei. Îi pune pe foc ca să coacă pâine. Și tot din ei face un Dumnezeu căruia ei se închină. Își face din ei un idol și se pleacă înaintea lui. O parte din lemnul acesta o arde în foc, cu o parte fier de carne, pregătește o friptură și se satură. Se și încălzește și zice: "Ha, m-am încălzit, simt focul." Cu ce rămâne însă? Face un dumnezeu, idolul lui. Se închină și se pleacă înaintea lui, se roagă la el și zice: "Mântuiește-mă, căci tu ești Dumnezeul meu." Și urmează o serie de verbe care surprinde felul în care judecata este influențată de un astfel de comportament. Ei nu pricep și nu înțeleg. Căci li s-au lipit ochii ca să nu vadă și inima ca să nu înțeleagă, nici unul nu intră în sine însuși. Expresia mea favor favorită din text. Și n-are nici minte, nici pricepere ca să zică. Am ars o parte în foc, în cop pâine pe cărbuni, am fript carne și am mâncat-o și să fac din cealaltă parte o scârbă, o urăciune, să mă închin în fața unei bucăți de lemn, el se hrănește cu cenușă, inima lui amăgită îl duce în rătăcire, ca să nu-și mântuiască sufletul și să nu zică, n-am oare în mână o minciună. Observați, tragedia, amăgirea, felul în care până la urmă stilul de viață ne afectează mentalitatea, modul în care procesăm și judecăm lucrurile în această lume. În al patrulea rând, idolatria înseamnă anihilare. Idolatria te omoară încet, dar sigur. Întrebarea nu este dacă, ci doar în cât timp. Finalul dramatic al monarhiei poporului lui Dumnezeu ne arată cum se pierd cele 10 seminții din poporul lui Dumnezeu. Și celelalte două care sunt salvate la mustață prin cuptorul sclaviei, robiei babiloniene. Cu alte cuvinte, nu există loc de interpretări când citești Biblia în fața acestei realități. Istoria îndepărtării de Dumnezeu se soldează de fiecare dată cu autodistrugerea. Și ultimul lucru legat de idolatrie, ca introducere în subiect, este că ea duce la dezintegrare nu te afectează doar individual, ci te afectează social în corpul societății. Refrenul binecunoscut al Vechiului Testament din Cartea Judecător sună în felul următor. Copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului și au slujit idolilor. Atunci Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel și a dat pe mâna unor prădători. Cuvântul ăsta s-ar putea să ne irite. Dar dacă înțelegem trădarea soțului în fața infidelității, realizăm că, de fapt, mesajul care adună subiectul acesta este că, în esență, idolatria reprezintă dezonoarea supremă și alegerea lucrurilor care ne ruinează. Care îndrăgostit ar rămâne indiferent, impasibil în fața unei astfel de realități. Și Dumnezeu nu poate rămâne indiferent dacă El ne-a dat viață, dacă El ne-a creat. Nu poate rămâne indiferent în fața unei astfel de realități. În 2 Cronici, capitolul 36 cu 16, pentru evrei, cărțile 1 și 2 Cronici reprezintă ultimele cărți care încheie canonul Vecului Testament. Cumva pe ultima pagină a Bibliei evrești e o sinteză cu privire la istoria acestui popor de-a lungul viacurilor. Și uitați ce spune în capitolul 36. Dar ei și-au bătut joc de trimișii lui Dumnezeu. Au nesocotit cuvintele lui. Și au râs de profeții lui. Până când mânia lui Dumnezeu împotriva poporului său a ajuns fără leac. Cuvintele acestea sunt cuvinte tulburătoare care ne arată unde poate ajunge poporul lui Dumnezeu. Că aceasta este o ispită recurentă în istoria poporului lui Dumnezeu, în viața bisericilor. De aceea merită să ne îndreptăm inima spre subiectul acesta. Problema idolatriei devine un formidabil instrument de scanare la nivel spiritual, relația mea cu Dumnezeu, la nivel personal, condiția inimii, la nivel relațional, calitatea relațiilor, la nivel comunitar, etosul unei comunități sau al unei biserici, și la nivel cultural, corpul social în care ne mișcăm în viața de fiecare zi. Cartea Hanei Arendt, Originile totalitarismului, identifică cei doi idoli care au bântuit Europa în secolul trecut, în cea mai mare parte, nazismul și comunismul. Cu alte cuvinte, întrebarea nu e dacă avem idoli, ci dacă avem tăria de caracter să-i numim dacă știm care sunt adevăratele probleme cu care ne confruntăm azi. Idolul cu care începem astăzi este hedonismul. Trăim într-o cultură a plăcerii, individualismului și egoismului. Tot ceea ce contează rațiunea supremă este aceea ca eu, să mă simt bine. Simplificat, aceasta e traducerea pe limba noastră a idolului despre care vorbim astăzi. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată, dar asemenea unui veritabil efect de pendul după perioada comunistă, colectivismul forțat, faptul că am fost împinși în mod gregar, înspre comunitate, înspre o anumită apartenență. Observați, după 89, fiecare. Dorește să se descopere, să fie pe cont propriu, să urmărească, să caute după restricții, după toate problemele și suferințele de care am avut parte. Și e foarte greu, fiind un efect de pendul, o tendință generală, e foarte greu să te oprești din această mecanică și să realizezi că există un pericol letal pentru sufletul tău. Am ales în mod deliberat cuvântul acesta hedonist pentru că vine de la hedone, din limba greacă, plăcere. Și pentru că este o concep concepție etică și filozofică proclamată și anume vestește plăcerea și desfătarea drept binele suprem. A fost întemeiată în antichitate la Roma de către Aristip din Cirene, care a pus accent pe plăcerile senzuale, iar ulterior a fost dezvoltată pe baze raționaliste de către Epicur la Atena, preluată mai apoi de umaniștii Renașterii, de materialiști și Iluminiștii secolului al XVIII-lea, evident cu accente antireligioase și individualiste. Cu alte cuvinte, este o atitudine care străbate viacurile. E o concepție articulată. Există rațiuni plauzibile pentru a justifica plăcerea. Emite pretenții explicative cu privire la viață cu acest is de is. Este realitatea în fața căreia ne plecăm valoarea ultimă după care poate că alergăm în vremuri ca acestea. În 2 Timotei, capitolul 3, de la versetul 1 la 5, veți putea citi la grupuri tot capitolul acesta. Acesta e textul care devine oglindă pentru idolul pe care îl studiem. În capitolul 3, Apostolul Pavel, în ultima scrisoare pe care o adresează ucenicului preobit Timotei, ne lasă următoarele cuvinte. Să știi că în zilele din urmă vor fi Vremuri grele. Care-i problema cu vremurile? Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, aroganți, blasfemiatori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără afecțiune sau dragoste firească, neînduplecați, calomniatori, neînfrânați, sălbatici, ne de bine, trădători, nesăbuiți, încrezuți, iubitori, mai degrabă de plăceri decât de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, înseamnă că pericolul există aici, dar negându-i sau tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. În ultima scrisoare, Apostolul Pavel basculează efectiv în fața noastră o listă cu 18 trăsături neliniștitoare capul de afiș păstrându-l iubirea egoistă. De sine, de bani, deficitul de afecțiune, neiubitor de bine, iubitor mai mult de plăceri decât de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie. Observați felul în care putem păcăli pe oameni, inclusiv pe oamenii din afară, dar negând puterea Harului și a lucrării lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Pavel e atât de realist când îi scrie lui Timotei, când privește la aceste pericole. De cinci ori este invocată disfuncția primordială, atașamentele toxice pe care ni le-am format. Faptul că aceste plăceri sunt întărite de păcatul mândriei, lăudăroși, aroganți, încrezuți, nu face decât să surprindă pierderea oricărui control și potopul de nelegiri care se dezlănțuie blasfemie și surpare a relațiilor de familie. Și toate astea pentru că ne plecăm cu atâta lejeritate în fața plăcerii. Unul dintre cei trei idoli care încep cu aceeași literă: posesiune, putere, plăcere. Ce ar mai fi de făcut în fața unei astfel de avalanșe? în afară de a ne plânge sau de a ne resemna. Gilles Lipovetsky, un filozof și sociolog francez, a observat următoarele schimbări de-a lungul generațiilor. El spune că în anii 50, interesul major la nivel cultural era pentru schimbarea lumii. În anii 70, pentru schimbarea condițiilor de muncă. În anii 80, prioritatea este rezervată familiei. Iar din anii 90 accentul cade pe sinele personal, generația lui eu și mie. Am ajuns să trăim efectiv într-o societate obsedată de sine și bolnavă de păcatul narcisismului. Uitați ce spune el în analiza pe care o face și cum se ajunge la această mutație din punct de vedere cultural. Citez. Civilizația bunăstării bazată pe consum. A fost marele gropar istoric al ideologiei glorioase a datoriei. În a doua jumătate a secolului, consumul de masă a anihilat universul predicilor moralizatoare, a înlăturat imperativele rigoriste și a dat naștere unei culturi în care fericirea trece înaintea prescripțiilor morale, plăcerea înaintea interdicției și seducția înaintea obligației. Observați ce spune acest gânditor. Bunăstarea cultivă consumul. Consumul erodează simțul datoriei. Pierderea simțului datoriei produce mutația la nivel cultural. Prețul, supremația plăcerii și fericirii personale. Vă aduceți aminte în vara asta de tânărul drogat care a intrat cu mașina în tinerii care circulau normal pe margine. Incidentul acesta n-a făcut să scoată, decât să scoată la ivială amvergura acestei probleme în tinerilor. Cât de nefericiți și compulsiv devenim în căutarea, în obținerea plăcerii. Obișnuința cu care tinerii și încep viața sexuală înainte de căsătorie nu mai miră pe nimeni în bisericile noastre. Și faptul că încerci aproape imposibilul când vrei să le explici că în viața asta nu poți să faci doar ceea ce îți place. Că vei fi echipat corect pentru provocările vieții în momentul în care accepti anumite îndatoriri și responsabilități. Cât de contracultural poți să rămâi într-o asemenea lume? Și întrebarea la care voi încerca să aduc un răspuns astăzi. De ce avem nevoie pentru a scăpa teferi dintr-o astfel de cultură? Iată primul răspuns. Ai nevoie de o perspectivă sănătoasă. Oare ce înseamnă să ai o perspectivă sănătoasă în epoca delegitimării marilor metapovestiri, care asigurau în trecut coerența lumii și coeziunea cunoașterii? Trăim într-o societate postmodernă în care lumea e fărâmițată și enclavizată și oamenii resping, dau cu piciorul. Nu există adevăr explicativ care să adune la oaltă realitatea. Uite, ăsta e prețul pe care l-avem de plătit. Și atât de greu să adun lucrurile la, o, la oaltă, nu doar în biserică, dar inclusiv la nivel individual. Iată primul lucru pe care cred că îl putem găsi în Scriptură. Și anume că în timp ce plăcerea este invenția lui Dumnezeu. Plăcerile de o clipă sunt găselnița diavolului. Tot ce a încercat satan să facă a fost să imite, să falsifice, să corupă adevăratele bucurii pe care Dumnezeu ni le-a oferit. Și uneori e cam iese, hai să fim sinceri. Suntem destul de ușor de păcălit, mai ales după căderea damică în păcat. Capacitatea noastră de a experimenta plăcerea a fost mult diminuată și afectată din cauza păcatului. Cineva numea experiența noastră pe acest pământ foarte sugestiv, Țândăr de Paradis pe malul mării. Asta încadrează în mod realist, dacă vrei să te uiți la lumea în care trăim. Și observați cum dintr-un deficit supralicităm și ne dorim cu disperare împlinirea, satisfacția, cu orice preț. Pe de altă parte, e atât de greu să te apropii corect de acest subiect și din cauză că ascetismul și suferința promovată de-a lungul istoriei în biserică au creat o imagine disproporționată și dezechilibrată cu privire la realitate, cu privire la adevărul acesta. Promovarea în exces a ascetismului fără cunoașterea perspectivei lui Dumnezeu îți creează întotdeauna dificultate în a putea aprecia, cântări lucrurile. În al doilea rând, nu urmărirea compulsivă a plăcerii, ci amânarea este cheia maturizării noastre. Nu știu dacă sunteți de acord. Mai întâi vă ofer un, o bază biblică, Evrei 12 cu 2. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și s-a de la dreapta scaunului de judecată a lui Dumnezeu. Un lucru care mă imește din când în când este felul în care știința vine să sprijine adevărul scripturii într-un experiment efectuat la Universitatea Stanford din Statele Unite, cunoscut drept testul Marshmallow, copiii de la patru ani au fost aduși într-o cameră rând pe rând. Pe o masă, în camera respectivă, era o bomboană gumată. Fiecărui copil îi se spunea, poți mânca această bomboană acum, dacă vrei. Dar dacă o mănânci, doar după ce mă întorc, vei primi două bomboane. 14 ani mai târziu, în vremea când acești copii absolveau liceul, cercetătorii au făcut o comparație între copiii care au răspuns imediat, spontan, și cei care și-au amânat această plăcere. Cei care au cedat tentații din copilărie erau acum cu mult mai predispuși să cedeze stresului, aveau o tendință mai mare spre iritabilitate și ceartă, și trei erau mult mai puțin capabil să reziste ispitei în urmărirea țelurilor propuse. Normal, cultivând plăcerea, nu vei avea putere să urmărești cu tărie un anumit obiectiv. Dar experimentul a dezvăluit o latură neașteptată, neplanificată și surprinzătoare. Cei care au demonstrat stăpânire de sine la vârsta de patru ani erau mai inteligenți, mai atenți, mai buni la concentrare, mai echipați în a cultiva relații autentice, apropiate, mai vrednici de încredere, mai responsabili, mai pregătiți să demonstreze stăpânire de sine și să facă față frustrării. Șocant! Însă ceea ce mă șochează pe mine în epoca actuală că nu ne convinge nici adevărul Scripturii și nici știința. Atât de puternic a devenit acest drog al plăcerii și al împlinirii imediate. De aceea, calibrarea perspectivei se face la rece. De aceea ai nevoie de oprire, de solitudine, de întâlniri de genul acesta, în care să-ți cântărești lucrurile sub infuzia topaminei, nu vei avea putere să gândești normal și să-ți cântărești corect lucrurile în viață. Și următorul lucru pe care îl învățăm e că orice plăcere necesită respect și valorizare pentru ceea ce își dorește celălalt. Nu cred că te poți numi o persoană stabilă din punct de vedere emoțional fără să ții cont de ceea ce simte, de ceea ce își dorește, de ceea ce așteaptă partenerul tău sau cel de lângă tine, de la locul de muncă. Observați, elementul coeziunii sociale este dat de empatie, de capacitatea de a ne relaționa, de a ne gândi și la cei de lângă noi. Observați ce face plăcerea? Individualizează și produce această înrobire. Oare mesajul Mântuitorului n-a fost repetat de atâtea ori în Evanghelii? Esența religiei iudeo-creștine când este interogat de cărturari, de farisei, de oamenii cu care stătea de vorbă. Să-ți iubești Dumnezeul ca cu toată inima și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Aceasta e chemarea spiritualității, chemarea lui Dumnezeu pentru noi. Adevărata pandemie n-a fost pandemia de COVID, ci pandemia de singurătate. În singurarea în care ne aflăm nu face decât să crească dependența noastră de acest drog, în timp ce plăcerea ne exacerbează individualismul și pornirile egoiste. O întrebare de bun simț este care-i prețul plătit pentru satisfacerea imediată a plăcerii? Iată care-i prețul sclavie față de propriile dorințe. Cineva mărturisea la un moment dat, am auzit la radio, a spus că nu își dorește să stabilească țeluri prea înalte în viață, nu vrea să devină sclav al propriilor dorințe. Foarte inteligent și de bun simț mi s-a părut. În al doilea rând duce la devalorizare și în al treilea rând duce la imaturitate nici de cum nu ne vor maturiza experiențele acestea. În al doilea rând, avem nevoie de o identitate clară. Nu știu cât de mult vă surprinde pe voi al doilea aspect din recuzita de resurse pe care Dumnezeu ni le pune la îndemână, însă într-o cultură care se joacă cu identitatea de gen a adolescenților și copiilor noștri, cred că e absolut esențial ca ei să știe cine sunt cu adevărat în Hristos îmi răsună în urechi declarația tatălui la botezul fiului și la schimbarea la față. O să aleg varianta de la botez din textul din Luca, capitolul 3. Observați declarația personală, verbală, a tatălui în dreptul fiului. Tu ești fiul meu preiubit. În tine îmi găsesc Toată plăcerea mea. O să zici, bine, asta spune despre Hristos, dar știi că noi nu suntem de același rang. Una dintre marile revelații de care am avut parte a fost într-o zi când m-am gândit la cuvântul în fiere, pe care Apostolul Pavel îl folosește ca metaforă care înglobează un adevăr teologic și practic. Și m-am gândit cum funcționează. În lumea noastră știm cum funcționează. Un copil a fost abandonat, i-au murit părinții, este adoptat într-o altă familie. Cum se întâmplă lucrurile în dreptul nostru? Orice om este fiul lui Dumnezeu. Poartă pecetea lui Dumnezeu. Suntem făcuți fiecare fără discriminare după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ei, revelația pe care ți-o procură înțelegerea cuvântului în fiere este aceasta. Devenim posesorii afecțiunii și devoțiunii Sfintei Treimi. Intri într-o altă realitate, într-o altă îmbrățișare, într-o altă comunitate. Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt nu sunt nume abstracte, ci o realitate care te înconjoară, care te ține. Cred că în fiecare duminică ar trebui reamintit bisericii oamenilor lucrul acesta nu e o idee în care crezi, e o realitate interpersonală care te schimbă și care te transformă. Care e povestea pe care o crezi în adâncul adân sufletului tău? Că ești un ratat, că nu ești bun de nimic, că viața asta nu are niciun sens? Sau că ești o ființă prea iubită? Poți să crezi lucrul acesta. Nu Numai efortul de a răspunde la întrebarea asta ne ajută să realizăm cât de greu, cât de dificil este să ne apropiem de subiectul acesta. Și încă un lucru care poate fi spus aici, e că infidelitatea implică o dublă trădare a iubirii creatoare și răscumpărătoare. Asta înseamnă să dai cu piciorul în ideea că Dumnezeu te-a creat, că Dumnezeu e încântat și primele pagini din Biblie. E ca un fel de cântare, de imn, în care parcă l-auzi pe Dumnezeu cu chiote, bucuros de ceea ce a creat în lumea asta, inclusiv de tine. Ce să mai zicem? Că imaginea răscumpărării e aceea în care Dumnezeu te îmbrățișează. E aceea în care Dumnezeu se apropie de tine și te ridică și îți dă o nouă șansă. Asta înseamnă să ai o nouă identitate și asta îți dă putere să faci față ispitei, idolului plăcerii. În al treilea rând, avem nevoie și de asumare personală. Îi tot mai greu să-și găsească locul astfel de perspectivă. Suntem considerați ca niște victime, ca un fel de roboței, genele, tot ceea ce ni se întâmplă, cumva conduc și dictează în orice aspect al vieții noastre. Daniel în Babilon și Victor Frank la Auschwitz au descoperit că ultimul bastion în fața iadului care se dezlănțuie, este libertatea de a-ți alege atitudinea în fața provocărilor. O exprimare care mi-a rămas întipărită de mulți ani, răsună în felul următor: În timp ce Daniel trăia în Babilon, Sodoma trăia în lot. Doi oameni care au trăit în culturi compromise și cu toate astea, vedem două rezultate diferite. Unul care se lasă trăit și unul care alege. De ce începe Daniel, capitolul 1? Daniel s-a hotărât să nu se spurce. Și tot ceea ce urmează, surprinde efectul unei alegeri la vremea potrivită, susținută cu reziliență, cu încăpățânare în ce privește voia lui Dumnezeu. Nu suntem victime neajutorate, avem demnitate. Lucrul acesta îl subliniază foarte bine psihoterapeuții care ne arată că marea problemă e că cedarea repetată în fața plăcerii a drogurilor nu face decât să aducă în noi acel cal troian care ne distruge. Plăcerea îți distruge capacitatea volitivă de a spune nu la un moment dat în acest proces. Cu alte cuvinte, nu te mai poți împotrivi dorinței care te acaparează. Mai mult decât atât, avem nevoie de o comunitate stabilă. Când eram în carantină de COVID, închiși în cutiile noastre, nu puteam să ieșim afară, două lucruri mi le doream cu disperare. Să încalc o cămașă, să vin la biserică și cealaltă era să stau cu prietenii la o cafea sau la o masă. Ambele aspecte sunt aspecte comunitare. Ne-a fost teamă unora dintre noi că după experimentul acesta în online, oameni nu vor dori să mai vină la biserică. Eu cred că exact asta a activat în viața multora disperarea relaționării, a conectării. Am realizat că nici nu trebuie să ai nu știu ce povești profunde. Când stai cu oamenii la o cafea, când te întâlnești cu ei, conectarea autentică este vindecătoare. Simți că altfel faci față provocărilor cu care te confrunți, care stau înainte. Atitudinea lui Pavel este una răspicată. Depărtează-te de oamenii care te pot duce în direcția greșită. Și este întărită de ceea ce îi spune lui Timotei în capitolul 2 cu 22. Fugi de poftele tinereții și urmărește. Observați ambele dimensiuni. Când te îndepărtești de ceva, trebuie să poți urmări altceva în viață. Neprihănirea, credința, dragostea, pacea împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Prietenii lui Daniel din Babilon, credeți că au fost așa niște entități, se vedeau din când în când, oare nu-și cunoșteau viețile, sufletele, oare nu asta i-a ajutat să supraviețuiască în fața amenințărilor de acolo. Orice decizie, dezlipire, asumare personală trebuie dublată de un grup de suport de o rețea de relații calitative. Iată întrebarea care ne este servită este sau nu comunitatea noastră o prezență dinamică în viața oamenilor. O tânără care a plecat dintr-un oraș mai mic la facultate mărturisea cum a ajuns în mrejele pornografiei și a conștientizat la un moment dat. A zis, prietenele din orășelul în care veneau mă cunoșteau ca pe buzunarul meu. Știau absolut totul despre mine. Dintr-o dată, M-am trezit între străini, între oameni pe care nu-i cunoșteam. Și lucrul acesta a dus la un chin lăuntric, care în cele din urmă m-a împins pe o direcție greșită. 2 Timotei, capitolul 3, cu 10, Pavel spune Însă tu ai urmărit îndeaproape învățătura, purtarea, țelul, credința, îndelunga răbdare, dragostea, perseverența, persecuțiile și suferințele, lucrurile care au trecut peste mine. Nevoia de modele, nevoia de oameni cu care să alergăm împreună în această viață. Cu alte cuvinte, o comunitate autentică este de neînlocuit în fața ispitei și a provocărilor. Adică e nevoie de onestitate, să poți exprima ceea ce simți, ceea ce gândești. Să fie un experiment 100% uman. Și dacă va fi uman, va fi și duhovnicesc, pentru că Dumnezeu este acolo. O întrebare importantă, cheie, poate la fiecare idol pe care îl vom discuta, este aceasta. De unde știi că te afli sub vraja hedonismului, a idolului de astăzi? Iată un test, un test întreit. Ești sclavul plăcerii, deși zici că nu vei mai face, nu prea îți iese. În al doilea rând, pierderea devotamentului în relații. Se pierde ceva la nivelul relației pentru că acordăm prea mare atenție plăcerii. Și în al treilea rând, sfidarea poruncii. Nu ne mai interesează ceea ce spune Biblia, ceea ce spune Dumnezeu, în momentul în care intrăm sub această vrajă a hedonismului și a plăcerii. Și ultimul răspuns pe care îl ofer în recuzita de resurse pe care Scriptura ni le pune la dispoziție este să ne găsim plăcerea în Dumnezeu. Subliniez cuvântul acesta. Credința creștină nu înseamnă să accepti niște adevăruri la nivel intelectual. Da, credința creștină implică adevăr, dar adevărul te schimbă. Sunt câteva soluții interesante. E soluția puritană. O predică celebră printre puritani sună în felul următor. Puterea de expulzare a unei mari iubiri din viața noastră nu putem exorciza idolii, lucrurile rele, decât în momentul în care am fost atinși de o altă iubire, mai profundă, mai sublimă, mai adâncă. Și asta e dragostea lui Dumnezeu care ne-a răscumpărat, care ne-a adus într-o părăția sa. În al doilea rând, cred că avem nevoie să redescoperim dimensiunea mistică a credinței creștine. S-ar putea să se dovedească salvatoare pentru unii dintre noi. Doar două versete din Scriptură și vă invit să vă gândiți ce faceți cu ele. 1, Timot, 1 Ioan, capitolul 5, versetul 21. La încheierea epistolei, bătrânul Ioan, Apostolul Domnului, spune următoarele. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe cel ce este adevărat. Și noi suntem în cel ce este adevărat. Adică în Isus Hristos, Fiul lui. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Aproape că era suficient să ne spună că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să-l cunoaștem pe cel ce este adevărat. Dar când spune că noi suntem, pentru mine acest cuvânt implică ceva mai mult. Implică că e o infuzie, o prezență, o realitate, ceva care îți pătrunde gândurile, afectele, viața. Și te învață să trăiești cu fruntea sus. Pentru că acest Dumnezeu chiar există, chiar ne iubește și chiar îi pasă de ceea ce faci, lucrurile prin care treci. Galaten 2 cu 20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Îi o simplă mantră pe care Pavel te invită să o repeți, versetul acesta, e atât de încălcit. Clar, marchează ruptura noastră cu alte loialități din lumea asta în momentul în care venim la Dumnezeu. Dacă îmi spune că Isus trăiește în noi, Credeți că-s vorbe în vânt? Oare nu e o realitate la care suntem chemați că să o gustăm, să o descoperim, să o experimentăm în viața noastră? Cei de la YouTube au o piesă I still haven't found what I'm looking for. Încă n-am găsit ceea ce căutam. Unii s-au pripit și au zis, vezi că nu l-are pe Iisus Hristos. Eu cred că exact reversul e adevărat. El vorbește exact cum vorbea altă dată, Că în viața asta niciodată, chiar și atunci când l-ai primit și l-ai găsit pe Dumnezeu, nu te poți simți 100% într-o astfel de lume. Să ai împlinirea deplină, finală. Și lucrul ăsta e bun, că te împinge înainte, spre o altă realitate, să prinzi rădăcini. Și asta ne arată că săgetările bucuriei ne invită să căutăm dincolo de suprafață. La adevărata realitate a lucrurilor care se ascund în această lume. Poate că adevărul ce ne ajută să legăm totul la oaltă în această dimineață este că orice plăcere ar trebui subordonată ascultării de Hristos și proslăvirii numelui său. Trei texte care per. Isaia 11 cu 3, plăcerea lui, vorbește despre Hristos, va fi frica de Domnul. În Psalm 1 cu 2, în contextul legii Vechiului Testament, ci și găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea lui? Și poate textul meu favorit din Ioan, capitolul 15, 10 și 11. Iată ce le spune Mântuitorul cu o zi înainte de a merge la cruce. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi. Și bucuria voastră să fie de plină. Antidotul plăcerii nu este suferința, ascetismul, ci bucuria ascultării de el. Domeniul care mă inspiră poate cel mai mult este cel al formării spirituale. Unul din autorii de referință în acest domeniu, într-una din cărțile lui, ne arată că pentru a ne salva avem nevoie nu de o mișcare, ci de trei mișcări. Iată cum le identifică el. De la singurătate la solitudine, singurătate asumată, să fii singur cu gândurile, cu trăirile tale, de la ostilitate la ospitalitate, am auzit atâția creștini de-a lungul anilor plângându-se de fragilitatea relațiilor în contextul nostru, însă ideea aceasta te invită la o atitudine proactivă. Să pășești, să riști în relația cu ceilalți pentru a te bucura de relații. Și în al treilea rând, de la iluzie la rugăciune. Ai nevoie de acea purificare a concepției tale despre Dumnezeu în prezența Lui în căutarea voii sale. O singură întrebare cu care vreau să închei. Am descoperit eu ce înseamnă bucuria ascultării de El? Pierderea afecțiunii noastre față de Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu, duce și la pierderea credinței în El.